schimbăm mașina, pentru că merg să iau pe Dana și o pun pe ea să conducă. Muahahaha. Cum dracu se deschide mașina asta? Mi se pare normal ca pe cameră, dacă vreau să fac o poză, să fie mai multă lumină, iar dacă vreau să filmez, să fie deloc. O aștept pe Dana, pentru că nu știu dacă știți, dar v-am mai zis chestia asta și am luat permisul. Dar cred că v-am mai spus asta și o aștept, mamă, ce poroncă. Și eu o aștept și deocamdată sunt eu la volan, dar nu se știe sigur dacă ajunge la stația asta de metrou sau la alta. Așa că, oh, da, ce luminițe minunate am. Așa că vom vedea ce și cum. Dacă e nevoie, ca să mă mai mut de pe copilot, de pe partea copilotului. Dar o să vreau să o pun să oprească undeva și acum să vedem cum o să fie. Bine, e prima oară când merg eu cu ea. Dacă tata a spus că este bine și mama la fel, clar am încredere în ea. De-aia a primit și ea totuși acel permis, nu l-a primit degeaba, deci m-am bucat sigur că este totul ok. Dar de ce să am și o puțină lumină pe moacă, nu-i așa? Bun, o așteptăm și vedem ce și cum. Așteaptă că trebuie să vin. Hai, gogule, mă lași, te rog. Lasă semnalul. Păi normal că vin mulți. Asta e viața de șofer. E Magic FM, e cu colinde. E cu colinde. Știi că trebuie să o pui cu spatele, nu? De ce cu spatele? Păi tata o parchează cu spatele. Păi și unde o lași? O dau cu fața aici. De obicei. Data viitoare bași cu spatele, știi asta, nu? Sigur știi asta, nu? Hai că să nu te prind cumva, să spui cumva că unde te duci tu? Motorul stă curat, are o ardere completă și motorul stă curat și are, ai bază în el care are forță. Altfel, ce faci? Ce faci, mă? Ce spune la ultima liniuță de la 2? De sub 2. Deci turează până... Pentru că așa te-am învățat de tu. Pentru că e în dreapta a treia și n-am putut turezea mult. În dreapta a treia, deci în dreapta a treia... La bălamuc! Ce dracu! Și durată până acolo cu câți kilometri la oră mergi? În dreapta a treia? Da. Cu 50. Bun, și dai a doua și te duci la peste 2000 și mergi cu 50. În dreapta a doua la... cu 50? Da. Da. E motorină la mine, de exemplu, dar și la mine. Depinde de cât de mare este motorul. La ea e și mai mișto. Da. Păi ea merge și cu a patra în 2000 de ture. Da. Și a, ce e mișto. De, îmi place mie benzina, băi. Iar dar și benzina. O să le faci așa.
Gang, 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 gang. Și la tine poți să faci gang, 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 gang. Eu trebuie să rămân la doua cu 50. Hai, da! Frate, contează foarte mult și capacitatea motorului și contează mai multe chestii, dar ideea de bază e că eu când ți-am zis o treabă, ți-am zis-o, că mi-a zis, uite, muș. Deci mașina se ține mult mai curată ca să se curețe. Pentru că în afară de ce se înfundă partea de motor, inclusiv pentru evacuare se înfundă. Se depune pe țăvușc. Normal, așa este. Fordul nu e o mașină de turație, o mașină de viteză, o mașină de așa. Este mașină de familie. Loc de treaba asta sau ceva? Da, normal. Să ai aici. Intră în mine. Aoleu, doamne, am auzit, da, depinde acum. Aoleu. Turcă la Muceni. Tu scrie și vedem după aia, o plăcintă alături, cola, fanta, spune. Nu pune nicăieri, unul ține afișul, unul ține tortul și ne facem poze. Afișul, deci ne... Nu, mă, trebuie să apărăm toți în poze, înțeleg, asta e ideea. Și... Păi cine le face poze la păi facea punem, pa, să facă pe... Pe timer. Îi punem pe ăsta și îi punem într-o poze. Vrei să scrii la Muceni de ziua? Nu mă deranjează. Dar scrie-te în poze în Turcia. Că așa e datina la noi. Putem să vedem și noi tortul? Să facem, dar să faci unboxing de ăla cum se face. Da, normal. Păi hai, facem. Păi, haide, vrei tu faci să... Faci de-aia cu Insta Story, da, face da, 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 da-aia, așa. Păi, deja l-ai făcut tu, ai ideea, da. Poți să faci nu, facem vlog. Hai. Deci, nu știu, fă tu introducerea cu ziua angajatului. Uite, că ea scrie. Pam, 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 pam. Nu e problemă, nu e problemă. Puteți să și înjurați. E cu caramel, cu ce e în valuri. E în valuri, e în flăcări. Se numește Bavaria. Bavaria, mamă. Deci e de la... De unde l-ai luat? E de la scump. E de la scump, de la Nedelia. Da, se mănâncă cu foiță de aur ăsta. Vedeți cum e cutia? Da. Am văzut și eu după că scrie foiță. Mult! Da, e bine, arată bine. S-a unboxat. A ce miroase chestia asta? Nu știu, miroase în filmare. Nu miroase nimic. Ai o problemă. Ce e înăuntru lui? Ce e înăuntru lui... Mi-a pus fata aia ceva roz aici. I-am pus ceva roz acolo. Certificatul ăla de conformitate. Așa, așa, mănâncă, mănâncă. Ce trebuie? Lasă că ăștia... Zice așa, tort Bavaria. Are făină de grâu, smântână din lapte, ouă, zahăr, pudră de cacao, biscuiți de cacao, ciocolată, lapte, ceva alb, margarină, da, aia margarină. Ceva praf de, praf de coc, vanilie, gelatină, E500, E400, mele, cele ca mașini de-astea de la Mercedes. Și... Soia, îți dai seama, emulsificator LE7447 de toate. Da, la Bulgaria. Deci din Bulgaria a venit în România. Tortul e Bavaria, scriem în turcă la mulți ani, ăsta e făcut în Bulgaria. Îl mâncăm în România. E bine. Să mai aici o Națiune Unită. Cât e momentul în care sunt mulți oameni într-o familie trebuie să vii de sărbători cu brațele pline. Deci, nu știu cum să vă explic, dar sunt ruptă de oboseală. Cineva a umblat la mine pe birou. Îmi văd aici sticluța de băutură cu bombonele. Cineva s-a cam jucat pe aici astăzi. Nu știu cine, dar nici n-am chef acum să mă uit. Cred că mama cu rujurile. Stați să mă dezbrac, că nu mai pot. Unde s-a ascund eu această minunată pungă imensă? Deci, o pungă mult prea mare aici. Plină cu prea multe chestii și aici iarăși alta. Le pun pe balcon. Da, pe balcon, e mai bine. O singură cutie vă pot arăta din tot ceea ce am cumpărat. Zen. Pentru că
din toată punga aia plină de chestii de bărbat și așa, pentru că Suvari este firmă bărbătească, noua singură chestie este a mea, pe care am să o iau și am să mi-o pun sub braț, gen cadoul meu de Crăciun pentru mine. Este această cămașă cu care m-ați văzut azi poză cu mine, purtând-o, și mi se pare super mișto și chit că este de bărbați, am zis că de ce nu. Erau la super oferte și sunt foarte calitative, mie așa mi se pare. Așa că, de ce? Nu. Bun. Stați să mă liniștesc un pic. Am mai cumpărat. Doamne, cât am cumpărat. Deci, nu știu cine vede acest clip, deci asta este o problemă. Stați să-mi bag și o parolă aici pe PC. Bun. Ia să vedem. A intrat clipul sau nu a intrat clipul? Pentru astăzi. A intrat, mă, a intrat publicul. E bine, e bine. Așa. Și am întrebat, trebuie să editez pe ăsta. La muncă am mâncat tort, cred că ați văzut. Ați văzut ce amuzant sunt colegii mei? Așa, colegi mai rar. Bun. Haideți să vă arăt mai întâi de toate. Mamă, Doamne, de ce am un ghiozdan? Ce am un ghiozdan? Ce? Trebuie să deschidem și ăsta de la Sabina. De la Sabina. De la Natalia. Bun. Fiți atenți. Am aici două chestii. Unul mie, unul cuiva, dar nu știu dacă trebuie să-l arăt sau nu, pentru că nu știu dacă se uită. Și până de Crăciun, asta e o problemă. Sper să nu se uite, de fel nu prea se uită. Vedem. Dar vi-l arăt pe cel care e al meu. Mi-am cumpărat încă unul de ăsta așa, cum îl am eu de fel, pe ăsta. Vedeți? Sunt super drăguțe. Am să le compar. Ăsta este de pe AliExpress, ăsta este din Cora. Materialul ăstuia cu verde îl am pentru celălalt. Ăsta mi se pare că e un alt fel de material. Și am zis că, na, să vedem ce și cum. Bun, am un telefon. Wow! Ce mai am pe aici? Facturi, grijile de mâine. Ah, să-mi scos și eu încărcătorul. Băi, deci am la chestie. Am asta să-mi-l bag la spălat. Este o bluză, nu faceți griji. E o bluză. Bun, asta pe că am dat, îl țin aici ascuns. Ah, bă, bune, am uitat să-mi-l pun în mașină. Mi-am luat unul ăsta de la Paloma. Sper să fie bun. Îl desfac în mașină și vă zic în mașină dacă o să fie cu adevărat bun. Așa, deocamdată, încă n-am terminat cu ce e în ghiozdan, dar vă dați seama că nu pot să vă arăt, pentru că unele chestii sunt cadouri și nu vreau să vă arăt cadourile. Mi-am făcut card la Sephora iar, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, m-au pierdut, nu mai sunt, habar nu am. Poate de când a fost faza cu GDPR-ul s-a întâmplat ceva. În orice caz, ideea este că am aici cărdulețul, va trebui să-l bag eu, că am aplicația de aia, dar tot îmi place să le țin după mine. Bun, mai am ceva, din nou. Am luat de la Miniso, dar n-am luat punga de la Miniso, pentru că cei de la Miniso îmi cereau un leu pe pungă și nu voiam să dau un leu pe pungă. Am o chestie pe care nu am să o arăt. Nu, nu pot să vă arăt, îmi pare rău. Este... nu pot. E ceva foarte drăguț, este pentru machiaj. Vă recomand să vă duceți la ei dacă găsiți ceva sau dacă vă place ceva de acolo să cumpărați, că sunt foarte calitative. Și am mai cumpărat ceva pentru că sunt sigură 100% că mama nu se uită. Este de la Miniso, este Aroma Diffuser. Pam, pam, pam. L-am luat pe ăsta mai mare, mai lat. Cred că mai era unul mai în sus, așa mai țujbuș, un ăsta mai drăguț. Doar că am preferat să-l iau pe ăsta pentru că era mai mare. Deci, teoretic, ar trebui să difuzeze mai mult față de unul normal. Deocamdată, pastele pun înapoi aici, le ascund și le împachetez frumos de Crăciun încă de pe acum. Deci, e posibil în timp ce se randează clipul să le împachetez deja. Adică, nu. Poate încep să filmez azi cum fac de obicei seara, dar vedem. Așa. Și aici. Mai am aici ceva de la Sephora. Bine, am mai multe chestii de la Sephora și n-am să pot să vi le arăt pe toate. Bonuri. Mai am ceva cumpărat, dar tot așa nu pot să vi le arăt. Este luat din Cora. Cora. Așadar, nu pot să vi le arăt. Și, în prima fază, fata de la Sephora, foarte drăguță, extrem de drăguță, mi-a dat de la Givenchy l'interdit sau ceva de genul mostre. Nu l-am încercat, sau mi se pare că nici nu mai știu. Cred că l-am încercat odată, chiar nu mai... Dați un pic să vedem. Nu mai știu, mi se pare că mi l-a arătat Dana, dar numele, cele de la Givenchy îmi plac. Pentru că știți, mamă, deja mi-a venit miros. De la Givenchy îmi place foarte, foarte mult Haute Couture. Deci este parfumul care mă definește printr-o gingășie foarte dulce a copilăriei, efectiv. Da, îmi place. Îmi place.
Clar, da, e ok. Le păstrăm, le păstrăm pe toate, că merită, merită. Bun, e prima oară când primesc mostre la Sephora, nu știu, e ceva foarte ciudat pentru mine. Pentru că de fel când mă duceam la Sephora sau ceva, nu prea dădeam de fete așa super simpatice, dar de data asta am dat și mă miră pentru că eram, wow, sunteți drăguțe cu mine, mulțumesc! Nu știu de ce. Așa, am dat aici ceva ce în posară și am mai primit niște mostre. Stați așa, să mă dau într-o parte. De la Estée Lauder, este acest double wear. Am primit 3 mostre așa. Să văd și eu ce și cum despre acest fond de ten super ultra lăudat. Eu nu l-am folosit niciodată. Nu știu nimic legat de el, în afară că ce spun și alți oameni, gen unele persoane spun că astupă porii și arată și apar coșuri. Apropo de coșuri, vedeți, fața mea e super mișto după faza asta cu Gero Vitalu. Super. Acum o să-l încercăm. Chiar o să-l încerc mâine să vedem ce și cum despre el. Bun. Carteluța de la ăsta care m-a scos din minți astăzi. Mai am ceva aici, o chestie, este un gomaj de corp, cam așa arată. Este foarte interesantă treaba asta. Am gomaj aici, super tare, deci mi se pare chiar foarte, foarte interesant. Este de la Colistar, made in Italy. Super, abia aștept să-l testez și pe ăsta. Mai am de la... Mamă, ce bine îmi pare că mi-a dat ăsta. Bun, dacă n-aș mai fi întreruptă. Deci vă ziceam că am de la Beauty Blender mostre de fond de ten. Pam, pam. Și pe ăsta pot să-l folosesc gen pentru conturare sau mă știu eu ce alte chestii nebunii. Deci sunt super încântată de treaba asta. Eu am 2.10, cred că da, mi-ar veni culoarea asta și chiar s-a uitat foarte bine, s-a uitat chiar foarte ok fata. 3.25, aha, deci o să am și 3.60 și 4, aha, ăsta. Super tare, că mi-arată aici și toată treaba asta. Foarte tare și dacă îmi place, clar o să cumpăr. Sunt decisă pe treaba asta. Și am primit 3 chestii de genul ăsta, ceea ce mă bucură super, super mult. Bun, și am mai primit alte 3 mostre cu mască peel-off, black peel-off, este masca în aceea neagră, super tare, cam așa arată, cam așa. Și vine în ambalajul acesta super drăguț, clar trebuie să le fac la toate poze, că mi-a plăcut, îmi place super mult tot ceea ce am primit și... vreau să facem poze să punem și noi pe Instagram, că nu prea mai pun pe Instagram din cauza muncii ăsteia, care nu mai știu nimic de mine și de viața mea. Deci nu mai știu nimic, 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 nimic. Bun, nu pot să vă arăt ce am luat prea mult decât ce am luat așa. În mare parte, în seara asta, vreau să mă spăl. M-a spălat unul ieri, alaltă ieri, știți foarte bine, m-a spălat pe cap. Wow, wow, așa. Dar nu, în niciun caz, părul meu e bine că l-am ondulat-o puțin ceva azi dimineață și nu mai stă chiar așa oribil, dar în fine. Ideea este că, v-am zis, vreau să mă duc să-mi fac o baie, să-mi scot și o inelele și toatele. Mi-am făcut o felul de swatch-uri pe peste tot. Mă pun să editez clipul ăsta, ca de fiecare dată cred că vedeți... partea aceea cu Gero Vital la începutul clipului, pentru că mi-e mult mai ușor așa, în timp ce se randează clipul, eu să fac deja toată treaba. Bun, super, dacă ar sta așa mai mult timp, ar fi bine, pentru că peste 5 minute îl vedeți așa pe totul lins, wing, și e oribil. Bun, gata. Vă las, vă mulțumesc că nu ați vizionat și acest clip în care eu întotdeauna făjensc ceva. Ne vedem data viitoare, vă pup, pa!